Parlamentarii Africii de Sud votează pentru suspendarea legăturilor diplomatice cu Israelul și închid ambasada. Da, e un gest. Asta trebuia. Cum? Toate țările musulmane sau sud global trebuia să... Parlamentarii sud-africani au votat marți în favoarea închiderii ambasadei Israelului din Pretoria și suspendării tuturor relațiilor diplomatice până când se va ajunge la un acord de încetare a focului în războiul său cu gruparea teroristă palestiană Hamas din Gaza, scrie Reuters. Bun. Domnul Cristoiu, ați văzut ce se întâmplă în Argentina? Hai să schimbăm asta, că nu vreau să ne certăm la final acum. Te ne-am certat. E, glumeam. Ai o temă cu... Nu te cerți cu nimeni. Nu m-am certat cu nimeni. Zi. Ați văzut că s-a întâlnit Maia Sandu cu Zelenski, da? Ce să fac și aseară? Dar de ce credeți că s-au întâlnit? Păi, cum comentați? Nu se poate întâlni cu Macron, se întâlnește și cu Zelenski. Pariază și ea, mai ales. Pe ce pariază Maia Sandu? Stați o secundă. Pariază pe... cum să zic? Pe ce îi spun unii. Ambasadorul american, lasă că o să avem grijă, a pierdut alegerile. Doamne, uite, o veste putea să se întâlnească cu 10 Zelenski, a pierdut alegerile locă. Mare stucă. Suntem normali, a pierdut marele orașe, da? Da. În, dacă îți amintești, în 1992, la alegerile locale, lumina a venit din faptul că a câștigat CDR-ul în București. Și atunci da. S-a plecat de la premisa... Și au câștigat marile orașe nu. După aia, da. Deci dacă mă uit la partidul Maia Sandu, este FSN-ul lui Ioan Iliescu. De fiecare dată, ni se spune așa, FSN-ul are 20.000 de primari, la Găgești, Găgești, Deal Găgești, centru cu tare, da? Și noi veneam, noi care eram de partea opoziției la vreme, spuneam, bă, dar marile orașe unde sunt aia de luminați la creier, nu ca la Găgești, de albeți la ora 7 seara, când încep să pună manele, fiind beți, că altfel i-ar deranja, atunci ăia votează. Păi cum să, la ora actuală ea nu are primară nici într-un municipiu, adică normal ar fi în Chișinău, în Orhei, în Băl, să fie moldoveanul luminat și moldoveanca luminată, aia care vrea pro-Europa. Păi exact acolo nu are. Care în satul... Uf, ghinion. Păi nu, ghinion. Da, dar uite, mai e o veste proastă pentru Maia Sandu și pentru, chiar pentru Volodymyr, care e omul dumneavoastră, Volodymyr. Da. Președintele Consiliului European, G4media.ro, Charles Michel, cred că așa se citește, aflat în vizită la Kiev, avertizează că vor urma întâlniri dificile privind negocierile de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. Domnul Cristoiu. Îi minte pe ăștia săraci, nu-i primește niciodată în Europeană, nici, da. Nici pe Moldova, nici pe Ucraina. De Hai ce? Să fim serioși. De ce? E prima dată când se întâmplă asta. A. Și pe Ceaușescu l-a mințit că îl sprijină și l-a ajuns la Târgoviște. Uite ce zice Bogdan, prietenul nostru, zice că s-au întâlnit pentru că Zelenski a rămas cam singur. Nu se mai duc liderii occidentali, ca până acum e important să lasă impresia că încă e curtat. E adevărat. Vă aduceți aminte când vorbeam la un moment dat că primii care o să sară în apărarea lui Zelenski vom fi noi doi? Nu vă aduceți aminte. E bine. Și bă, vârsta da, e... Nu, hai. Îmi place, nu, mă gândeam acum... Nu vă aduceți aminte că în Pauștea în mă gândeam acum, cum zice el, că am mai înaintat un kilometru. Gata, s-a terminat, mai ales. Acolo, da. Păi, apropo. Bun, hai să vă pun în sfârșit o întrebare inteligentă, că asta cum comentați, am văzut că nu... Adică la așa întrebare, așa răspuns. Să punem deasupra, da? Într-un plan imaginar, chiar cele două războaie. Care e legătura? Care sunt chestiunile care esențiale care poate să dea naștere unor teorii ale conspirației? Ce au asemănător cele două războaie? Că s-a ieșit prin războiul din Orientul Mijlociu, din războiul din Ucraina. A, deci un război îl salvează pe celălalt cumva, nu? Sau nu, era... Dar chestiunile comune... Da, e bună, e foarte bine. Pune o dată, că n-ai... Când a început războiul, s-a terminat cu pandemia, nu? Ceva de genul ăsta. Ascultă-mă. Ți-am spus de atunci să-mi trimis, dar nici acum nu mi-ai trimis momentele în care noi aici, că am vrut să le pun, am discutat următorul lucru. Și am zis așa, înainte de începerea războiului, ții minte? Da. Pune-ți-o... Și ziceam, Marius, că o problemă este... Cum dracu o să iasă ăștia din război? Din război, pentru că unii nu din conflictul înghețat. Nu, pentru că Occidentul și America ei s-au angajat în război. Și nu poate să spună vreunul dintre ei că a pierdut. Da, ei, în acest moment nu m-am gândit că și știam, bănuiam că va crăpa undeva, am crezut că va crăpa în Taiwan. Nici dracu nu se gândea că va crăpa atât de tare acolo. Mijlociu, da. Și în momentul în care a crăpat acolo,
Și au rezolvat, nu știu dacă din adins, vom vedea până la urmă, că și acolo e suspect cu faptul că n-au știut. În felul acesta, conflictul din Ucraina e uitat. Perfect, de acord. În acel moment, nimeni nu mai, adică va trece o lună, exact ca la, mai ține minte cineva că între Coreea de Nord și Coreea de Sud nu e pace? Nu. Și va trece o lună, două, trei și... Nu. În primul rând, el iese foarte... Nu, hai să vedem. Hai să vedem marile avantaje ale Occidentului prin izbucnirea acestui război. Da? Că nu mai dă bani Ucrainei. Nu, păi nu. Unu, iau... Nu mai ziceți nu, o singură dată că fac curând. Păi da, pentru că trebuie la subiectul ultim, nu bani. Problema era câtă vreme era un singur război, așa, și mai ales ăsta de aici, era în atenția presei. Presa prelucra opinia publică, crimele făcute... Da, total de acord, e adevărat. În fiecare zi, pe prima pagină, era război din Ucraina. Și de acolo era presiune, și era justificare pentru nemți și pentru alții să-i ajute, militaricește, da? Păi a zis că în ultimul rând ce faceți? Păi nu, am plecat de una... A militaricește, nu cu bani, am înțeles. Nu, militaricește, da. Doi. Al doilea efect e faptul că dispare ca actor mediatic Zelenski. Care era zeu. Păi da, da, era zeu și întreținea, da. Zeu în aceste oameni. Condiții, nu putea fi un alt loc pe glob mai plin de media, mai plin de explozie, mai plin de imagini decât acolo, da? Și aceste chestii sunt răvășitoare. Care se împartă lumea în două, atenție. Da, mai mult decât răvășitoare. Pentru că aici e vorba și despre ochiși neomarxiști. Da. Care sunt intrată cu Palestina care și o mare fractură între ei, mai ales în America, dar și în lume. Dar e o diferență între cele două războaie. Știți care? Care? Dacă sunteți sictirit, nu vă spun. Nu, care am zis, nu am zis sictirit. Că războiul din Ucraina avea un erou care se chema Zelenski. Războiul de aici, din Orientul Mijlociu, nu are niciun erou. Da. Ce da? Ia uite, frate, la observație atât de fină. Da, hai, bine, mă, pentru că Zelenski era păi nu, era foarte important. Era o fantoșă creată. Că era o fantoșă creată, era un erou și era un purtător de imagine extraordinar. Păi nu s-au dus toți șefii de stat, da, sunt de acord, în pelerinaj? Păi nu, n-a fost în toate parlamentele, fie online, fie în carne și oase? Păi e important. Mă asculți. Da. Vine o cunoanță mai importantă. Ia. Pornind tot la, să nu se lasă să pornind săracu. De la replica de deșteaptă. Așa. Războiul din Ucraina era și concentrat pe două mari personaje. Unul negativ, unul pozitiv, da? N-am mai apucat să zic că la negativ. Din coace nu-i niciunul. E Netanyahu. Nu e. Nu e cum e Putin, că nu e vorba și de o țară... Invers. Și nici invers, da, de acord. Adică la Hamas nu e niciun nu erou. Există nici negativ, nici pozitiv. Nu, la Hamas nu e niciunul din ăla. Nici Netanyahu nu e negativ, hai să fim serioși. Da, nu, deci dar... Deci nu există nici personaj pozitiv, nici negativ. Dar el este înlocuit, bun. Telenovela care ține, este înlocuit de imaginile acestea de care țin de bombardamente de ăla. Da? Păi de ambele părți. Și ai mai spus un lucru, ca de obicei, trecut peste el, când ai fost atent. Anume, normal. În următor. Marea deosebire este următoare. V-am în cazul războiului din Ucraina, patimile au fost false. Adică aici patimile, pro și contra, sunt chiar autentice. Adevărate. Adică musulmanii chiar urăsc pe ăia, ăștia chiar urăsc. Cei din Occident care au ieșit cu slava Ucraina au ieșit și ei, dar nu au ieșit cu patima. Vedeți dacă pun o întrebare inteligentă, că începe să veniți de acasă cu analiză așa cum trebuie. Da, deci eroul ăia n-au, deci războiul din Ucraina câte avea... Câte deștepte să spună emisiunea asta? Două, trei. Erou pozitiv, adică l-avea pe Zelenski, care acum săracul se mai duce doar Maia Sandu pe la el, are dreptate Bogdan Tiberiu Iacob și citiți analize de pe impolictis.ro. Și erou negativ Putin. Aici n-avem erou pozitiv, n-avem erou negativ.